Bună tuturor, mă bucur că sunt alături de voi și weekendul acesta la recomandarea săptămânii. Astăzi, la recomandarea mea, o să vorbim despre înghețată cu Laura, prietena mea. Bună, Laura! Bună, bine ați venit! Vreau să vorbim despre înghețată sănătoasă, că tot ne place sănătatea. Da, există și așa ceva, înghețată Cum pregătim sănătoasă? O astfel de înghețată? Cel mai simplu mod. Copilași. Și copilași și pentru noi. Adică înghețată de fructe de pădure, să fac acum. Cred că și ție îți place înghețată de fructe de pădure. Cel mai simplu, banană în stare normală, așa, o punem frumos în... Întrebare scurtă, punem zahăr? Nu, absolut deloc, deci nu zahăr, nu miere, nimic. Banană, atât, și fructe congelate. Ce avem noi prin orice fruct congelat? Cred că tot vine acum vară, o să avem... Exact. Abia aștept. Din ce ne place, din aia facem. Putem să facem și înghețată de cacao, cum înghețăm banana și punem pudră de cacao și ne iese... Acum facem de fructe de pădure. Depinde cât vrei să fie de smoothie sau de... Da? Arată super, da? Și cred că cel mai important lucru pe care trebuie să-l subliniem este că nu ne îngrașă. Absolut deloc. Pe lângă că sunt foarte sănătoase, nu ne îngrășăm de la ele. Acum o ornăm, punem ceva așa să arate mai apetisant. Putem să o servim așa, dacă vrei să fie mai cremoasă. Sau o băgăm puțin la congelator, dacă vrei să aibă așa o încearcă. Momentul preferat. Foarte bună. Foarte bună. Data viitoare să fac de ciocolată. Îți mulțumesc foarte mult. Și mulțumesc că ai venit la noi. Vă mulțumesc că v-ați uitat și astăzi la mine și la recomandarea mea. Dau legătura Florentinei. Sâmbătă frumoasă!